Acum ajunge mingea la Opluț din centrarea lui Baba Al-Hasan și gol! Iancu! Gabi Iancu pentru 1-0, minutul 70. Iancu reușește să deblocheze tabela. Fază frumoasă, fază colectivă. Au mers bine pasele în tabăra sibiană și Gabi Iancu reușește să înscrie primului gol în tricoul celor de la Hermannstadt. Vă spuneam, pe parcursul primei reprize, Iancu a marcat în acest campionat de două ori, dar în tricoul celor de la FCU Craiova nu mai marcase de la începutul lunii septembrie într-un U Cluj FCU Craiova 1-1. Încă o dată faza, centrarea lui Opruț, inteligent, foarte inteligent aici, Paraschiv lasă mingea să treacă, un gest cu care fundașii Botoșanului sunt surprinși. Bună și centrarea lui Opruț și Gabi Iancu îl învinge pe Ducan. 1-0 așadar, până la urmă echipa mai ofensivă, echipa care a avut mai mult inițiativa, este răsplătită. Dublă schimbare pe care o face Moldărășanu. Petrișor Petrescu în locul lui Balaure.